Între 5 și 30% din populația pediatrică și 1 și 10% din populația adultă la nivel global se confruntă cu dermatită atopică, potrivit datelor Organizației Mondiale a Alergiilor. Tradus în costuri, înseamnă multe zile de muncă și de școală pierdute pentru cei care suferă de această boală, dar și multe nopți nedormite din cauza afecțiunii. Dermatita atopică este o povară greu de suportat, o spun și pacienții, o spun și medicii din perspectiva lor cum îi tratează. Pe de o parte, simptomele sunt cele care îi deranjează pe pacienți, dar în prima parte avem de-a face cu aflarea diagnosticului și nu sunt puțini cei care fac multe drumuri până să-și afle diagnosticul. Doamna doctor, sunteți șef de lucrări, aveți experiență în diagnosticarea și tratarea dermatitei atopice. Cum poate fi identificată la timp dermatita atopică, astfel încât să scutim de drumuri inutile pacienții? Dermatita atopică este într-adevăr o afecțiune cu care frecvent ne întâlnim în practica medicală. Totodată este o problemă de sănătate care afectează un segment larg din pacienți de toate vârstele. Dermatita atopică întâlnim la copilul mic, copilul mare, adolescent și adult. Ce este caracteristic acestei boli este polimorfismul leziunilor. Asta înseamnă că dermatita atopică arată diferit. Leziunile din dermatita atopică arată diferit în funcție de stadiul de activitate al bolii, acut, subacut și cronic, și în funcție de vârsta la care aceasta se manifestă. Este caracteristic însă cronicitatea, recurența, deci cu episoade de acalmie și de reapariție a manifestărilor cutanate, posibil predispoziția ereditară, cel puțin unul dintre părinți pot să prezinte dermatita atopică, pruritul extrem de deranjant, care este de fapt unul dintre simptomele care domină tabloul pacientului cu dermatita atopică, și, nu în ultimul rând, uscăciunea tegumentelor. Dacă la vârste mici dermatita atopică este mai frecvent diagnosticată, pentru că atât colegii din manifestări, din specialități conexe, mă refer aici la medicina de familie și pediatrie, sau părinții sunt mai antrenați să observe și să recunoască aceste manifestări cutanate la pacienți, pe măsură ce vârsta de debut a bolii crește, dermatita atopică este frecvent subdiagnosticată sau este tratată necorespunzător, acest lucru determinând apariția complicațiilor și apariția agravării dermatitei atopice. Dacă vorbim despre forma acută a dermatitei atopice, atunci vom avea, fără îndoială, leziuni caracterizate prin inflamație, prin cruste care sunt formate prin spargerea vezicurilor caracteristice. În cazul leziunilor subacute vorbim despre eritem și descoamare, iar dacă vorbim despre leziunile cronice, atunci tegumentele, spunem noi, sunt îngroșate, lichenificate, cu cadrilatura exprimată. În cazul copilului mic, aceste leziuni au dispoziție caracteristică la nivelul obrajilor, deci la nivelul feței, peribucal, la nivelul scalpului, torace, suprafețele extensoare ale membrelor superioare și inferioare, pentru că la copilul mare și la adult, mai frecvent aceste leziuni se prezintă o distribuție flexurală. Sunt caracteristice localizările la nivelul plicii cotului, în plica fosa popliteea, deci în spatele genunchiului, încheietura mâinii sau a picioarelor sau la nivelul cefei. La adulți, la persoanele adulte, sunt câteva elemente care sunt caracteristice dermatitei atopice, dar pe care spunem noi că doar un ochi antrenat, cum este cel al dermatologului, le poate depista la timp. Pentru că dermatita atopică la adult de multe ori înseamnă doar o dermatită iritativă a mâinilor. Înseamnă o dermatită iritativă, deci leziune eritematoasă, discrescoamoasă, localizată la nivelul pleoapei superioare.
Poate să însemne la bărbați doar un tegument de la nivelul scrotului mai îngroșat, mai pruriginos, cu cadrilatură îngroșată. La fel, localizarea la nivel vulvar extern la persoanele de sex feminin, deci tegumentul de la nivelul labiilor mari, mai îngroșat, mai uscat, mai pruriginos. Și nu în ultimul rând, localizarea de la nivel perianal, deci sunt foarte mulți pacienți care mi se adresează pentru un prurit perianal extrem de supărător, pentru care au făcut numeroase consultații și tratamente și care nu s-a rezolvat, sau la femei, dermatită cu localizare la nivelul areolei mamare, la fel supărătoare, pruriginoasă și agravată de contactul cu îmbrăcămintea. Cu alte cuvinte, acești pacienți pot avea aceste simptome fără să știe sau să bănuiască că e o dermatită și să meargă la alți specialiști până să ajungă la dermatolog. Exact. Sunt leziuni care, spunem noi, nu sunt tipice pentru ceea ce publicul larg cunoaște sau colegii din alte specialități ca fiind dermatita atopică. Sunt și alte manifestări sau semne, simptome care pentru un dermatolog sugerează un teren atopic și anume o linearitate mai exprimată la nivelul palmelor, keratoza pilară, deci papule rugoase, pruriginoase la nivelul brațelor, la nivelul coapselor. Plăci de eczemă discrete, decolorate, la nivel, deci cu aspect albicios la nivelul obrajilor sau la nivelul brațelor. Intoleranța, de exemplu, la îmbrăcămintea din lână sau uscăciunea, pruritul cutanat la persoanele care sunt sportive și care frecventează bazinul olimpic. Deci sunt câteva elemente cu care noi dermatologii suntem familiarizați, pe care știm să le observăm sau de care știm să întrebăm în dialogul cu pacientul cu atopie, pentru a stabili diagnosticul de dermatită atopică la timp în absența elementelor de diagnostic tipice. Este foarte importantă colaborarea și cu specialiștii din alte domenii. De multe ori pacienții ne sunt trimiși de către colegii din specialități precum alergologie, ORL, pediatrie, pentru pneumologie, pentru că au pacienți cu rinită alergică, cu conjunctivită alergică, cu asm bronșic sau bronșită asmatiformă sau cu diferite intoleranțe care prezintă modificări cutanate minime. Sunt ceea ce spunem noi pacienți cu diateză atopică, la care, sigur, depistarea acestei predispoziții la timp poate să fie de mare ajutor, pentru că noi putem să facem și o educație pentru sănătate a pacientului cu dermatită atopică și să-l învățăm câteva lucruri, reguli generale, care pot să ducă la o viață bună și care să prevină agravarea sau acutizarea manifestărilor cutanate de dermatită atopică. Ce analize și investigații sunt necesare pentru stabilirea cu claritate a diagnosticului de dermatită atopică? Diagnosticul de dermatită atopică nu este dificil de stabilit și nu este unul invaziv, adică nu trebuie să sperie pacientul mic sau mare și nici părinții care hotărăsc să se adreseze pentru tratament. Diagnosticul se stabilește pe baza unui interviu, a unei discuții medic-pacient. Există un formular, un index, scorat se numește, care a fost elaborat de către Task Force-ul European de Dermatită Atopică și pe baza căreia se urmărește cuantificarea severității dermatitei atopice, adică gradul de extindere a leziunilor cu distribuție pe întregul corp, intensitatea modificărilor cutanate, aici se ia în calcul eritemul, descoamarea, crustificarea, tendința, gratajul și alte elemente caracteristice, nu în ultimul rând fiind cuantificat și impactul pe care boala îl are asupra pacientului prin evaluarea pruritului, a intensității pruritului din dermatita atopică și a gradului de insomnie. Este foarte important pentru că
Foarte mulți pacienți au reale probleme, nu doar în ceea ce privește dificultățile de somn, dar la copilul mic, un tratament care nu este corect efectuat determină lipsa de concentrare la școală, anxietate, tendință de izolare. Pe măsură ce vârstele avansează, deci adolescent, adult, la fel, posibilitate dificilă de concentrare la locul de muncă, dificultăți în a desfășura activitatea la un loc de muncă pe care probabil l-a ales, fără să știe că sunt anumiți factori din mediul de lucru care pot să declanșeze sau să agraveze această diabeză atopică, lipsa de confort cu propriul tegument de asemenea determină tendință de izolare socială sau dificultăți în alegerea hainelor, a îmbrăcămintei cu care îți desfășori activitatea zilnică. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile date. Vă mulțumesc și eu!